Nu mai unul. Oba. Iarăși am probleme cu nasul. Tu. Asta e regulă. Păi 460 de persoane, rău. Nici nu știu dacă e cineva, dacă avem vreo putere pe aici. Și eu am tot așa pro, dar mi se pare că deja se vede și mai rău. Trebuie să intre într-o zi Lorena, să vedem pe ale ei cum se vede. Hai să vedem un pic. Uite, pe unul s-a amins să ne dea bătaie. Care merge sâmbăta asta, mă? Eu nu mai intru sâmbătă de acum încolo niciodată. Ce? Eu nu mai intru de acum sâmbătă niciodată, merge rău de tot. A, da? Da. Bă, frate, tu vezi, mă, Universa cu sus câte se trimit? Păi s-a trimis... La cine s-a trimis? La un băiat, nu știu, Alexi Vișan. Vișa. Da, mă, frate, păi la cel mai tare de pe platforma asta. Da? Cel mai tare de pe TikTok, omul a făcut vreo 40 de milioane de puncte la un meci. Mamă, frate. E cel mai tare. Dar trimite un singur om, frate. Cum? Un singur om trimite Universa asta. Nu știu dacă numai unul, dar are... Aseară eu dat snipe. Nu știu cum n-ai băut dat snipe, frate. Mai erau, jur că, o secundă și timpul ăla ce rămâne după. I-o dat, omule, 1.000.000 de puncte, așa, dintr-un secundă aia, nu știu cum n-ai bă. Mamă. Da, puternic. Apăsăm pe tata. Apăsăm războiul ce mi-a luat cu vorba, n-apasă nimeni, hai să apăsăm și noi. Ăla e un albanez, frate, un albanez, dar știe și română.
Și am jucat în seara asta contra un român de-al nostru. Și au fost 16 milioane de puncte la 14. Mamă. Dar văd că încă te dă. Poate mai joacă ei acum în continuare, dar meciul oficial a fost. Așa o să fie și la noi. Băi, eu unul sper să primesc, unul singur vreau. Da. E dorința mea, o să-mi și pun acolo obiectiv. Un TikTok, un univers și un leu. Ce? Ce s-a întâmplat? Apăsăm pe care zbui, ce? Hai. Nu mai fi supărat că totul va fi bine. Laura, ce... așa, vezi că am vorbit cu oamenii mei, o singură mă ușă pe meci, da? Da. Bun. Ce, doamna Mioara, ce s-a întâmplat? Apăsăm pe care zbui, ce? Hai. Da, apăsăm pe crane, toți. Ai repetat experiența din casa iubirii, dar tot culore? Da, merge. Mă bag. Te pregătești? Ești ready? Eu? Da. Sunt pregătit la orice moment ăsta. Păi la... da, bine, am înțeles că ești pregătit, dar zic să și câștigi. Băi, eu sper, îți dai seama, na, acum vedem ce-o fi. Păi, mă, e un joc, e clar că avem și competiție. Da, na, nu e un capăt de țară, dar eu sper că putem să câștigăm. Foarte bine. Apăsăm pe care răzbunici mei, hai, Poate, Laura, poate, dar nu e problemă, că a intrat Denisa. Te-am prins, Denisa. Apăsăm pe crane, băi, nici trandafirii nu cresc sâmbătă seara. Toți la ori 2, răzbunici mei, da? Unde e, mă, pisi cineva? Uite, Deni prezentă. Ori doi, avem Diana e cu noi, Mariana. Mariana e în concediu. Domnul Băchiță. Să rămâna mie, mulțumesc din suflet mie, să rămâna mult tot. Să rămâna din toată inima mea, mulțumesc frumos mie, te pup. Rămâna din tot sufletul meu, mulțumesc că ai apertut lanțul meu, da, nu? Să rămâna Ioana, mulțumesc din suflet. Ori doi ăsta. La Madina, să rămâna, vă mulțumesc din suflet. Băgați oameni bun bani la ciorap, că săptămâna viitoare vine, e problemă. Da, bine, și n-am găsit. Băi, văd că are și Radu după noi, cu Nona. Da. Am văzut și... Da. Băi, după Spania am văzut că fac și ei. Da, am văzut. International. Aici sunt internațional, europeni. Bă, uite, mă, nimeni nu-mi dă niciun cadou să mă... Rămâna, Ofelia, mulțumesc Mia, să rămâna, mulțumesc Ioana, doamna Adina, să rămâna, mulțumesc din suflet, Ofelia, te pup. Nici apă, nu mai am mișcă, bă, ce cald de afară. Da, e mișcă rău. Da, mă, frate, am văzut toată lumea, a dat, noi am dat startul la oficial. Cum? Am dat startul la oficial noi. Da, s-au gândit că trebuie să facă și ei. Da. Dar are Radu putere? Bă, în ultimul timp a început să aibă, să știi. Da? Bine, zic că sparge Nona, că Nona e... putere, dacă vrea. O are pe fata aia puternică. Cami. Da. Toată lumea știe pe Cami, ce-ai? Uite, trebuie să am, da. Eu zic că n-are nicio șansă dacă se pune Cami pe forță. Dar ce, aici vrei să te audă? Nu, dar o știu că mă bate mereu. Mușcalipa, auzi, oricum vin la mine, mă. Nu-i problemă, frate. Glumesc, mă, nu știu. Niciun fel de problemă, doamna Cristina, vă pup. Eu mă bazez pe ai mei, frate, nu... Și nu la fel. A, vorba lui Doamna Panait, are și Radu pe America în ultimul timp. Da, mi-a zis cineva ieri. Da. Vedem ce și cum. Ai văzut știrea aia? Știrea aia, ai văzut-o și tu? Nu. A, ba da. Dar ceva... ceva e... cusut cu ața albă. Nu știu. Ce știu? Păi n-avea cum cel mai tare atunci și o săptămână după... Nu știu. Mă rog, nu ne băgăm noi. Apăsăm pe ecran, războinicii mei, apăsăm pe ecran, nu vă opriți. Băi, dar nici nu ai niciun nimica. Auzi, să ne băgăm la costum că avem oficialul? Eu mi-au cămașă. Adevărat? Adevărat. Mă îmbrac și la costum. Mi-au cămașă, frate, că se vindecă și tatuajul ăsta până atunci, vam, vam, vam. 1-0. Când și... Vă rog frumos toți care ne priviți de acasă să vă băcați frumos când avem, că e ca cum e revelionul, la modul ăsta, așa. Și dacă puteți să vă și strângeți undeva toți.
Te voi uita. Prațaua Arena, facem acolo oficial. Da, 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 da. Merge, băi, apăsăm pe crane. Apăsăm. Pe crane, vă rog eu frumos. Băi, să meargă la coafor tot ce trebuie, băi, să fie tunși. Da, mă, frate, că eu așa mă pregătesc ca pentru botez. Să facem cum trebuie. Apăsăm pe tare, Război, începem, nu ne oprim, vă rog frumos, toată lumea apasă pe tap-tap. Artificii, șampanie, tot ce trebuie. Torturi. Îți dai seama că sărbătorezi după. Băi, da, amintăm și provocarea care am vorbit-o noi? Da, dar nu acum, că nu-i nimeni pe live. Bine. Așa, luni, marți. Băi, măcar un meci, măi, să facem și noi ceva. Se poate cu Prosecco? Doar Prosecco. Am intrat, omule, pe live, uite. Să rămână, mulțumesc din suflet. Mersi, Cristina, mersi, Mihaela, Mira. Bă, dar nu e nimeni aici cu noi așa să ne... să ne arunce în aer. Toți la ordoi, Război, ce le avem ordoi, hai! Dacă nu e, o să ies după miște. Ordoi! E ordoi! Nu ne oprim. Acolo, un pistol cu bani, vreau ta, un pistol cu bani, restul mai mult nici nu mai întrebe, nici nu accept, un pistol cu bani. Marius, șeful! Româna mea, mulțumesc din suflet, mulțumesc mult de tot! Ordoi! Bă, Ovidule, băi, numai la cântărețe dai distribuiri, numai la artiști, donezi, să mor eu o mină din aia cu aur nu mi-ai dat și mie. Hai, Marius, că mai poți unul, știu că mai poți unul, să mă rog dacă nu mai poți încă un pistol cu bani. Să rămână mult de tot. Să mă rog dacă nu poate Marius, fii atent că mai dă Marius. Mersi, Marius. Întrebați-mă ce vreți să vă zic de ea. El e, mă, Marius, numărul 1. Am fost aseară la film, la Godzilla vs. Kong. Cu Marius? Nu cu Marius, doamna Cristina, să rămână, fără doamna, doar Cristina, să rămână. Doamna Simona, pe final. Ar fi frumos să pui și tu culoarele la echipă, iau inimare albastre, verzi, galbene, așa este. Noi ne punem un cuțit. Noi suntem cu cuțit. Sau dacă e doamna opriți aici așa ca glumă, briceag. Vă pup, doamna, opriți, a găsiți aici, sigur. Cu cine ai fost la film? Cu cine? Cu Lorena, cu cine să fie? Să rămână, doamna Diana, să rămână, vă pup. Băi, dragilor, fiți atenți legat de treaba asta ce mi-ați spus. Rămână, doamna Diana, mulțumesc din tot sufletul meu. Băi, vă rog eu frumos, ajutați-mă și pe mine un pic meciul ăsta, dați și voi distribuiri. Să se facă pace! Dați-vă distribuiri, vă rog eu. Să legat de treaba asta, inima, vă pup. Legat de treaba asta cu inimioarele, cu inimile, cu... O să pregătesc eu ceva mișto, Doamna Oprița, vă pup. Frumos. Meciul ăsta măcar să-l bate, măcar să știu că mai jucăm încă un meci. Și voi, fetele lui Ionuț, haideți măcar lăsați să piardă, să mai jucăm un meci după aceea, să mai povestim. În loc să fie ai tăi mai puternici să-l las, să mă las să pierd? Mă, frate, eu le zic ca și cum să țină și puterile și pentru oficial și a mei, oricum și le țin. Apăsăm pe gana, zmoi, ce nu mă ne oprim. I-au pus și mânușă, mă, ăștia. Mai tare apasă pe pedala de accelerație. Apăsăm toată lumea. Bă, ne-a aruncat, ne-a aruncat. Diana, să rămână, mulțumesc din toată inima, să rămână mult de tot, mulțumesc tuturor, vă pup. Mă, fetele mele, mă, cred că toate fetele mele se distrează sâmbătă, mă, să mor eu. Cred că sâmbătă mergi, se distrează Ioana, toate. Ioana, să rămână, Ioana, mulțumesc din tot sufletul, să rămână mult de tot. Mamă, încă snipes odată. Mai vreau unul. Mai dăm unul? Da, frate. Cine ajunge primul la 3? Mergi, hai. Ultimul meci, Războinici, mi-e în forță vrea, ultimul meci. Să-l spargem cu bătaia pe la ur. Haide, nu mai apare, agat.
Toată lumea tap-tap, vreau să văd tap-tap-uri multe, acum suntem 400 de persoane. Apăsăm pe ecrane și noi. Dăm un ecran. Toți tap-tap, toată lumea tap-tap. Da, Antonin, are oficial? Nu mai are. Păi cum adică nu mai are? Păi avea cu ăsta, mă, cu... Cum îl cheamă? Cu Radu. Cu Radu? Da, da, și... Aia nu știu că aia să zic aseară, că nu înțelegeam eu. Ma, da, mă, ce-am auzit eu povești de la ei, cum ar veni... L-a sunat Antoni pe Radu, i-a zis că nu mai vrea, după aia l-a convins Radu că vrea, după aia l-a sunat Radu, i-a spus, băi, nu mai facem nimic, și gata, de-astea. Mhm. Pe final, doamna Simona, pe final. Dau o secundă numai pe mult, că trebuie să explic ceva aici. Da, mă, da. Băi, dragilor, am primit eu multe mesaje astăzi, multe, 3-4, ca să nu exagerez, multe, în care, că, de ce am mulțumit eu oamenilor și în special doamnei Oprița, dar doar în numele meu, ca și cum că vă mulțumesc eu pentru, și de ce n-am zis la comun și eu cu Lorena. În primul rând că era un mesaj personal făcut de mine pentru voi, strict pentru mine. Nu, nici n-am vrut să vorbesc în numele ei, în primul rând. Și era pentru oamenii care m-au susținut de la bun început. Prima dată am avut o comunitatea mea, după aceea ea a avut-o pe a ei, după aceea a fost comunitatea noastră la comun. Eu am vrut să mulțumesc oamenilor din punctul meu de vedere. Eu personal, Laurențiu Suciu, am vrut să vă transmită vouă mulțumirile. Bineînțeles că și Lorena vă mulțumește pentru tot și oricum. Ce ne-a trimis doamna Oprița, doar nu mi-a trimis mie să mănânc eu șnițele, ne-a trimis la amândoi. Bineînțeles că Lorena vă mulțumește tuturor sau vă mulțumim tuturor. Doar că eu am vorbit din punctul meu de vedere, am vrut să fie personal de la mine transmis pentru doamna Oprița. Înțelegeți? Plus, încă un eveniment ce a fost așa mai de mult, recent de fapt. Tot așa, o susținătoare de a noastră, dar cu care eu am păstrat mai mult legătura, m-a susținut înainte să fiu cu Lorena, dar ne-a susținut. M-a susținut ca să fiu cu Lorena, mi-a dat niște sfaturi ca să fiu împreună cu Lorena. Și ne-a trimis și dulciuri și așa mai departe și am vrut să scriu într-un mesaj că vă mulțumim că ne sunteți aproape. Dar după aceea l-am șters. Zic, cum să zic eu vă mulțumim că Lorena personal nici nu o cunoaște? Cum să zic eu numele ei? Cu toate că vă dați seama că îi mulțumește, că e acolo cu noi pentru amândoi. Dar cum să vorbesc eu în locul ei? Să-mi dau eu cu părerea în locul ei? Înțelegeți? Nu mi se pare normal. Nu mi se pare normal. Am șters și m-am corectat. Eu vă mulțumesc cu siguranță și Lorena, dar nu vă cunoaște. Că sună frumos la ureche, că trebuia să zic eu vă mulțumim. Poate că sună, dar nu așa e corect. Eu nu așa văd lucrurile. De ce să vorbesc eu numele ei când nu e așa? Eu am vrut să fie de la mine pentru voi toți. Bun, gata. Hai că ordoiu. Băi, vă rog, eu pisic. Bun. Hai, ordoiu. Sper că s-a înțeles și că de asta am și explicat. Avem ordoi. Pisia mea, pisi! Hai un pic, măcar meciul ăsta să câștigăm, vă rog. Ofelia, să mulțumesc din tot sufletul meu, Ofelia, să rămână mult de tot. Să rămână, Ofelia, mulțumesc din toată inima mea, băi, să rămână. Cineva cu noi, mă, cineva cu noi, că ne mai trebuie acolo, măcar meciul să-l batem. Iara, să rămână, mulțumesc din suflet. Da, și voi distribuiți, vă rog eu, din suflet. Nu putem, mă, nici meciul să-l batem. Să rămână, Ofelia, mulțumesc din toată inima mea, să rămână mult de tot. Mersi, Deni, mersi. Băi, 8 secunde, uite, mă, nu... PISI! Stai să închid geamul, că vine ăștia peste mine. Ce mare, bă, frumos. Bă, nici meciul ăsta nu reușim, mă, frate. Mersi, PISI, mersi din suflet. Da, mă, a fost câteva persoane, dar bine, câțiva au vrut să-mi... Nu neapărat, să... Să încingă spiritele, mă. Da, mă, adică, băi, de ce n-am zis la comun? Păi stai, mă, poate din toți ăla care le-am mulțumit, poate unul vă susține pe mine, gen. Normal că mă o susține și pe Lorena. Dar poate Lorena nici nu-i cunoaște pe ea, ce să zic, vă mulțumim tuturor, băi... Bă, dar stai, mă, poate că auzi, zici că erai cu camera pe tine și noi vă mulțumim. Mulțumesc frumos, ai primit tu, l-ai luat tu și gata. Mă rog, astea sunt niște chestii, frate, ca să dea scânteie, să dea flacără, știu ce zici tu, dar nu sunt ok. Ce, nu-i bine ce am zis, frate? Ba da, dar zic, sunt niște amănunte care trebuie să-l bagi în seamă, după părerea mea. Nu, frate, dar lumea se așteaptă să mă duc și la baie. Unde, Lorena, s-a dus să-și facă unghiile și tu? Nu te-ai dus, frate? Da. Te-ai dus cu ea. Marius, nu ție-ți sună. Nu ție. Rămâna mea, mulțumesc din tot sufletul meu, să rămâna mult de tot. Hai, mă, cineva, mă. Rămâna din toată inima mea, mi-a mulțumesc din suflet. Hello, Bianca, hello.
Da, în Galați stăm. N-am putut, mă, n-am putut. Eu nu, tată, te pup. Te pup, Laur, ne auzim, ne vedem pe 5 ori. Grijă, pa, pa. Te pup, ai grijă. Să fim că am nume rar. Tu stai în spate, stai și fă-ne culoar. Creierii bată cât am să fac bani. Îmi pupă pula și așa. Auzi că cam puierile explicația. Nu, mă, Marius, bă, nu te simți, dar ar trebui să dau așa. M-a supărat și pe mine când mi-ai zis, vrei să te mint? Zic, bă, dar voi nu credeți că eu nu știu dacă cum să mă pun în valoare sau pe mine sau pe ea sau aș zice eu ceva care să o coboare pe ea. Păi, în primul rând, dacă o ridic pe ea, mă ridic pe mine. Cum să... Nu vreau să te simți prost, frățiorul meu, nici gând. Doar că trebuia să zic așa, am vrut eu să dau explicații în plus. Îi place codeina. E ca ai mei. Mă fuge după lei grei. Eu am vrut să-i mulțumesc. Să vă mulțumesc vouă tuturor și... Nu mai fost și punct și virgulă. Lor e în cameră, stă pe telefon. Ne-am uitat acum la Casa Iubirii. Doamna Ionica a intrat live. Când? Acum? Marius, tată, să mă luăm. Dacă te simți prost că nu e cu... Nu e vreun apropo sau ceva. Eu am înțeles perfect să trăiești. Te am zis, băi, de ce nu mai faci live? A fost plecată și ea, a avut și a treabă și trebuie să-și editeze clipurile. Mai ieșiți sâmbătă? Unde? Când? Azi? Sau ce? Mersi, Muri, te pup. Încă nu-i gata, e așa 60% gata, dar o să fie mai și mai bine. Deci astea mai am de făcut la el încă o ședință mare. Astăzi nu. Bă, Muri, pe mine mă dă cu o cremă din asta anestezică și nu simt nimică. Nu simt nimic. Acum, când își revin, când se refac, acum mă cam doare, că am înțepenit. Am fost Deni, da, am fost ieșiți. La Ciorogârla. Te pup, Muri. Grijă de tine. Bă, nu just on it. With the bodies on fire. Uite-mă cu cine să jucăm. Stai că fac o încercare. Stai așa. Să văd dacă s-o învăța minte. Să văd dacă s-o învăța minte, mă, nebunul ăsta. Înainte intrați amândoi live, era altfel. Păi acum fiecare s-a axat un pic mai mult pe... Eu pe ale mele, ea pe ale ei. Nu, auziți că în Dobrogea, nu în Spania. Ciușcă. Vezi? Da, unde? 1-0 ăsta, Laur. Da, fă... Stai, închizi ceamă. Dai că o să mai iasă din ăsta, cum am dat cu biletul. Stai așa, stai așa că nu te au, frate. Stai. 2 secunde. 1-2. Vezi că ai pus 20. Nu, mă, dă-te-n, Doamne, arță. Auzi că ciușcă. Gata, acum, dă-i. L-am pus? Gata, acum te au, frate, gata. Scuze, făceam ceva aici. Tapăm ecranul meu toți. Am crezut că e în spaniolă, se zice așa. Ciușcă? Hai, mei, ecran. Ia stai un pic, și dacă... Și în român... Păi și dacă sunt mai mulți? Ciuști. În serio, păi și... Bun, ciușcă, și dacă sunt mai mulți, cum se zice? Ciușcă în Moldova. Adevărat, așa se zice. Păi bun. Și, dar plural, cum zici? Ciuști.
Buști. Ciuști, ciuște. Ciuști sau ciuște? Zici că nu vorbești limba română. Cuști, cuștri, mă. Știi ce? Unde se zice așa, cuștri? Știi? Nu. Nu știi? Nu, de unde zici? La ce animal crezi că zici așa când se apropie tine, zici cuștri? Sau... La o gâscă. Cuști, mă. Cuști, cuști. La un câine. La un câine, citeai ce tași de gură. Tu tași, tu, cum o să... Bă, am văzut eu că te dai cu ochii. Bă. N-am văzut. Chiar n-am văzut. Ciușcă, la general, cred că nu are plural. Da, nici eu nu cred că are plural. Serios. Da? Da, stici. Hai să vedem. Încă 6 trandafiri, 6 trandafiri. Și în spaniol ar fi jalapeño. Jalapeño? Da. Dar în ce limbă credeți că se zice la ardei ăia Eros Pisto? Da, Lore, da, am fost în Paris. Ori doi, 60 de secunde, 60 de secunde la ori doi. Bă, nu numai pisi, bă, nu o lăsă numai pe pisi. Uite că m-a luat cu cuști și am zis piști. Bă, numai pisi pe poziție aici. Eu o să pierd oficialul ăsta, tu, iubire. Nu. Nu vezi, nu mai dau de oameni, tot fiecare e plecat. Nu ne-am mai strâns, așa. Mai putea vedea cu aceea șoc dacă ai vedea că pierd? Evident. Mai putea vedea cu aceea șoc? Zi tu odată, tu, iubire. Zi, nu mai, nici nu pot să-mi zică cuvântul că nu. Credeți-mă. Nu se poate ta în ochii mei. Ce pisice? Bă, ia dați mai, și numele meu la ea pe verichetă. Mă uit în ochii ei cât de frumoasă e. Și-o văd îmbrăcată într-o rochie. Într-o rochie albă, ea ar fi perfectă. Și numele meu la ea pe verichetă. De-aia Nuțu, bravo! Să strige mama și... Da, Lore, cu cel mare drag, când mai vin la Paris să scriem. Păi oamenii la șpriț. Nu știu, doamna Elisaveta. Doamna Ergi, vă pup. E la bine și la rău, cum iubirea, bineînțeles. N-ai zis că lumea va fi prezentă. Păi sper și eu să fie lumea prezentă, că... Dar ce două comunități? Unde două comunități? Păi nu vezi că numai ori e pisi și nu e... Nu prea e lume așa. N-am mai intrat eu pe live sau nu știu. Vom vedea atunci ce-o fi. Mă dau și eu rănit. De bătut îi batem. Unde mă, cam are încredere în ele? Despre ce vorbim? Am fost noi așa mai dezbinați acum, că fiecare e în concediu, fiecare vine, pleacă, dar o să fie prezentă lumea, vă zic eu 100%, am siguranță că o să fie lumea acolo. Claudia, te pup și eu te îmbrățișez cu drag. Ionuț a adunat oamenii, se dă bine. Băi, fiecare să-și adune ce poate. Ne închidem contul de TikTok dacă pierzi. Așa vreau, mă, uite, vezi, mă, pisici, ce credere are. Nu, Paștele la catolici. Bă, lăsați-mă cu o sărbătoare din asta motive. De ce n-ai dus gunoi? Paștele mâncava așa. De ce n-ai băgat spălat? Bă, Crăciunul, fraților. De ce nu te-ai spălat pe dinți? Da, păi acum Sfântul Andrei. Acum asta trebuie să mai aud și să aud și pe asta. 1-1, fraților, 1-1. Pe asta trebuie să mai aud, că nu se intre pe TikTok, că e Paștele catolic. Te pup, Andra. Băi, Nadine, te pup, frățior. Ce părere aveți de Julie și Robert din Casa Iubirii? Vă rămâne împreună?
Băi, dacă o să stea ei ferm pe poziție, o să rămână împreună. După ce se termină casa iubirii, ori vedeai. Cum să mai dau mă distribuire, că deja mai joc cu Alex ăsta, prietenul nostru, și după ce ies. Albert. Nu mai știi pe Uber? Nu mai știi pe Uber? Laura a spus... Ce îți place cel mai mult să mănânci de Paști? Pască n-am mâncat niciodată. Daniel Miller, te pup! Respect! N-am mâncat niciodată pască, dar știți ce place să mănânc cel mai mult? Miel. Bine, nu știu dacă la toată lumea se mănâncă la fel mielul, dar... Maica mea îl face într-un mare fel, friptură din aia de miel. Ne vezi, cozonac, până la capăt. Am câștigat și noi meci seara asta, n-am câștigat. Poate la oficial. Drop, da, drop. Drop, cu B, nu cu G. Că vine iară și aia, apar undeva, uite ce mănâncă Laurențiu de Revelion. Drop, cu B, îmi place. Eu fac drop de miel. Băi, Cristina, îmi place mult, dar la mama acasă, că am mai mâncat și de la unul și de la altul și tot acasă la mama cea mai bună mâncare. Dar nu știu, are că așa se obișnuiește fiecare cu mâncarea de la maică sau maică mea chiar face mâncare bună. Cred că chiar face. Face mâncare bună, așa e? Da. Ce ai mâncat? Ce vrei, Ce vede brâte? Stai să vezi dacă face maică mea atât de mâncare, dar atunci o să fie proaspătă. Nu din astea șnițele și alea, să facă ceva, friptură și sau din alea. Sau ciorba de brighidele, ți-o da? Știu că e. Daniel, mersi, trandafir. Băi, meciul ăsta măcar să câștigăm că e 1-1. E 1-1, măcar meciul ăsta să-l câștigăm, vă rog eu. Că numai Pisi a fost cu noi. Secunde. Pisi! Bă, cineva cu Pisi, mă, vă rog eu frumos, cineva cu Pisi. Că numai Pisi e. Alin, Mariana, mersi. Sigur, mama ta e sub... Bă, mie mi se pare că mai mea gătește perfect. Pisi, mersi, băi, nu ajută nimeni și pe Pisi. Cineva cu Pisi acolo, 16 secunde. Madalina, mersi mult. Cristina, mersi. Știi ce îmi imagineam când eram mic, tu, Ibire? Ce? Eu mereu mâncam... A venit Daniel! Mersi, Daniel! Mersi! Te pup, mersi mult din suflet! Mersi mult. Ăsta e, mă. Am știut eu că mă salvează Daniel. Mersi mult, Daniele. Respect în chat, Daniel. Știu că lui nu-i prea place show-ul. Așa că atât scurt. Mulțumesc, Daniel. Eu când eram mai mic, mereu mâncam cartofi prăjiți. Dar mâncam gen și fără nimica. Gen mâncam cartofi prăjiți. Îmi făcea mai chimă cartofi prăjiți cu mușdei. Și... eram, cred că, în clasa 1 sau ceva. Și făceam temele și mă gândeam mereu, zic, mă, oare cum ar fi să fie așa tot ce mă înconjoară să fie din cartofi prăjiți, așa, să vreau să mușc din peretele ăsta, să mușc cartofi prăjiți. Cum ar fi? Toată lumea e fan cartofi. Băi, eu așa mă gândeam, zic, mamă, uite, așa, dacă aș putea să mușc din... rama asta de la ușă, zic, să fie cartofi prăjiți. Mă gândeam la dulciuri. Fie tu? Dulciuri. Fie totul dulce? Da. Îmi visam la ecrete tot timpul. Azi, ce-am zis? Ce? Că mi-am imaginat să fie totul dulce și de-aia te-am găsit pe tine. Dulce. Cam diabet sau de ce? Fai, ar face glume pe baza bolii mele. Uite-mă cum glumește pe boala mea. Că ești cel mai dulce. Fratelo, te pup!
Te pup, respect, te pup din suflet. Respect, respect Maxim. Stai așa. Daniele, mersi mult din suflet. Uite-mă că a ajutat cineva și pe PC. Nu știu cu cine să mă jucăm. Ăsta s-a deconectat. A căzut curentul. Ce-i bine? Rosa, uite, Rosa. Sau Nona. Hai că poate ne... dar nu putem. Mersi, Daniel, mersi și tu, rarul tău. Cu Anthony, cu Anthony am putea juca. Dar joacă cu... cu Nona, cred că. Să vedem. Uite-mă, ăsta Voicu. Dar ăsta nu are putere, mă, niciodată. Să mă, dacă are băiatul ăsta putere vreodată. Antoni are figuri de buftea. Păi de ce pisi? De ce nu se... ba da, s-a notat motocicleta la obiectiv. Cum? Uite, ne-a dat... avem una. N-avem, mă, n-avem, uite. E actor, Antoni. Dar de ce? Zi, mă, pisi, zi, să știu și eu. Ești bine copilat după tatuaj. Băi, de aici, de sus, mi se dă puțin jos. Dar în rest e bine, așa. E, e bine. Mai am o ședință și am scăpat. Mă, da, Antoni are iubită? N-am înțeles. Sau n-am înțeles, gen. Uite, e bi. Bi ne bate pe snipe. Întrebați-o, vă rog eu frumos, și pe Nona dacă joacă cu noi sau Antoni. Nu avem cu ce să jucăm. Joacă Antoni. Pe câte meciuri mai joacă? Sau nu vor să joace și cu noi? Știu că joacă cu el. Iuliana. Nu avem cu cine să jucăm. Da, a spus Lada că are o nouă iubită. Bă, să țină, ce să le zic. Pisicile sunt bine, dorm. Astea nu mă lenevesc, pisicile astea. Așa îmi doresc eu, viață de pisică. Привет. Привет, бля. Чё? Бля. Иди нахуй, сука. Ce l-am înjurat, să mă, l-am înjurat de mamă, de tată, de tot. I-am zis de tot. I-am zis bine, nu? Mariana. Atât știu și eu de la fostul meu coleg de handbal, că era moldovean. Atât știu să zic și eu. Suca, blea, nahui, ia tibia le bleu. De asta. Știi rusă de pe CSGO, fratelă? Ce faci, frate? Ce să faci, frate? Te-am vrut să mă joc și eu cu tine. Da. Ai putere? Să zicem. Okay. Hai, că eu n-am. Hai să jucăm. Tu mă fraierești iar? Nu, chiar nu am. Apăsați pe ecrane, dragii mei, mamă, ce tap-tap are Laurențiu. Hai, mă, apăsăm pe ecrane, dați vă rog frumos niște distribuiri. Mamă, da, zici, vă rog, zici că am un tricou pe tine, Laur. Zici că am un tricou. Hai că vezi că mi-l termin ăsta, frate, ăsta, că mi-l termin. Mi să-i bagi alb și umbră și totul să fie. Îți bagi culoare? Alb. Ah. Mă, dai gagică? Nu ai sau ai? Mă, dar cine ți-a zis? Lumea. Da, lumea, în cea de ieri. Bineînțeles. Da. Cât poartă la picior? Frate, nu știu. Nu m-a dus. Nu e la măsurătorile. Nu m-a dus până acum în dăstea. În magazin de pantofi. Nu vrei să-i faci o surpriză? Deocamdată nu. 39 poartă. Aia apăsăm pe ecrane. 39? Da. E pe picior mare. Trebuie să moră dacă n-are 40 și e rușine să zică 40 și 39. Ce faci tu, Lilo, tu, fetița lui tati? Lilo mică. Frate, nu-ți fac și ție pui și îmi dai și mie unul. Ba da, frate, păi cu 400 de euro îți dau pe toți. Ah, bun. Auzi,
Păi... Na, nu, ce mai faci? Cum ți-a fost ziua? Ce, mă, frate, mă, uite că-s cu fetița asta mică, mă, mâncuri ei. Ce să fac? Mi-a fost bine. Mi-a fost bine. Mi-au venit și coletele, și cadourile, și mâncarea, și desertul. Mi-a venit doamna Opița Sărumâna, domnul Daniel, vă pup, stimă și respect. Trei trandafiri. Încă doi. Hai. Tu ce ai fost la sală? Am vrut să vin și eu astăzi, dar mă dor tatuajul de astea și nu prea pot. Vrei să vii la sală la 700 feet? Am vrut să vin astăzi, dar tot am zis să mai stau cu cremă, cât tot mi se dă jos de pe ceva. Frate, uite că tu oricum ești cu astea. Ordoi, stai, lasă-mă cu frăjeala, ordoi. Hai, stai să fac și ordoi ăsta. Pisia mea. Ai mei și noi. Pisii, hai să ajute și pe altcineva. 20 de secunde, mă ia la mișto, vedeți? Oare pe fata aia, Kinga? 15 secunde la ordoi. Pisii number one talent României, se știe. Nu mai poate ajuta nimeni. Bă, m-ai mințit, mă. Bă, frate, bă, eu am jucat până acum cu Nona, am câștigat toate meciurile. Domnul Daniel, nu v-a pus-o la ordoi, a stat acolo pe poziții, vă pun, vă mulțumesc din tot sufletul. Vă mulțumesc din inimă. N-a prins-o la ordoi. Uite, frate, cum am pregătit eu de sală. De toate. Numai că nu prea mă duc. Nu prea te duci, a? Am și că eu colaborez cu SX, am și abonamentul gratis și așa mai departe. Nu mă pe mucangeală, mâncați, nu mă pe mucangeală, știi? Domnul Daniel a câștigat de oficial? Vreți să-l racolăm pe domnul Daniel? Fără domnul, că știu că Daniel. Te pup, Daniel, dar așa, din respect, așa m-a obișnuit mama pe bune și mi-e greu să mă dezobișnuiesc, dar facem să fie bine. Pe data de 5 am oficial, dacă ai plăcerea, te aștept cu cel mai mare drag. Și îți mulțumesc pentru tot ajutorul din seara asta. Gata, Antoni, gata. Te aud. La ce oră e oficial? Ora 9:30. Cum, frate? Lorena nu știa și ai făcut atâta? Știam eu, nu știa Lorena care e în casă. Păi a făcut, am întrebat tocmai ca să răspund eu să mă zic o dată. Vrăjeala ta. Nu. Da, mă, frate. Și de ce n-a ajuns la sală? Bă, frate, zic sincer, nu știu, mereu mi se întâmplă câte ceva, dar câte o prostie de asta. Mereu. Ba, probleme cu mașina, ba, trebuie să mă mai duc să iau nu știu ce de nu știu unde. Și mă trezesc așa cu toate intervențiile astea, iurea. Mm-hmm. Tu sâmbătă seara cum ți-o petreci? Petrec, frate, am fost ieri la un film, astăzi n-am făcut nimica. Bă, dar mi-a rămas așa marcat în cap film cinemaul ăla, dar nu mai știu ce mall era, frate, că de n-ai mai dus tu la 4D. Da, și ce film era? Dănan 2, am fost noi la Dănan 2 la... Unde? La Mega Mall acolo sau unde? Am fost noi la 4D, eram eu cu tine, cu Cosmin și cu George. Nu, uite că știi, Cristina. Tu, Cristina, tu de unde știi? Băi, dar am fost la un film, ce tare a fost, nu știu dacă ai fost și tu atunci. Am fost la ăla... Nu, ba da, cu tine am fost. Cu tine și cu Cosmin. Și cu George. Nu. A, și cu George, da, dar de ăsta de care zic eu, am fost la ăla... Vorbește cu mine, ăla, de... puneau da, mâna da, pe... Da, 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 la bă, ce tare a fost filmul, omule, cel mai tare film de groază ce am văzut în ultimul timp. Bă, dar am făcut o fază cu Radu, a fost cu Radu la film. Numai și... voi doi, a? Bă, nu mai pot cu ăștia, mă, frate. Terminate cu ăstea. Și am fost cu Radu la film și m-am dus și m-am speriat. Gen, eu stăteam picior peste picior și când m-am speriat... Da, pisi, te pup. Zi. Când m-am speriat, am întins așa din picioare, dacă nu i-am dat un picior în ceafă de stat în spate, am plecat de la film. Am plecat voi? Vorba mine, am plecat, dar îți dai seama că a ieșit scandal. Du-te. Ce scandal a ieșit, mă? Ce faci, domnule? I-am zis, m-am speriat, scuze. Faci, mă, dragă, tati, uite, mă, cum stăia, mă, felina, tati. Mâncurie. Da. Apăsați pe ecrane, dragii mei. Ultimul meci care jucăm cu Antony, dacă îl batem. Cu Nona vreau să joc două meciuri și după aceea închid live-ul. Haideți să nu ne facem de râs, că ați văzut ce râde de noi. Îmi arată pisica și după râde. Stau lângă Mega Mall, singurul 4DX în București.
A, da? Băi, vă rog frumos, scrieți și lui Lona, vă rog eu că vreau să joc și două meciuri cu ea, măcar să știu că termin seara asta triumfător. Uite că încă două motociclete și fac obiectivul. Apăsați pe ecrane, apăsați pe ecrane, dragii mei, nu da. Ce faci tu, prințese? Nu-ți place la cameră? Hai, frate, nici măcar așa de dragul. Vezi că eu mai am o pereche de ochelari la tine. Dau schimb un pui de pisică de la tine. Tu ai la mine? Eu mai am, câte lucruri mai am de la tine. De la mine? Da. Ce? Ochelari, niște tablete de alea așa. Ai albi. Da, e o brățară. Tot ea mâncață și gură ta. O brățară care, zic sincer, la un moment dat. Bine, intră un pic pe... Ce brățară? Să-mi arăți. Intră un pic pe TikTok, te rog. Dacă mai e. Ce brățară? Păi, era una cu niște șnururi de... Neagră cu o monedă așa, cu un leu ceva, nu știu, în mijloc. Nu știu, frate. Tu o grămadă de lucruri la mine în mașină. Am cuiva haine la tine. Nu știu. Ai mai venit pe mine? Un Icos e posibil să ai. Lasă că ales. A slăbus, măciu. Hai ai mei că vine 4-4-4-4-4 la nafir. Și eu am ceva. Era pe live cum ploua. Era pe live. Am și eu de la tine ceva. Mersi de trandafiri, Mihaela, Daniel. Ce ai? Am un tricou Jordan, Maria, Simina, ăla Jordan cu un braț așa pe spate. A, da? Ține-l, frate. Asta e seama că țin. Doamne. Ai mei pe poziții. Hai pe poziții, vă rog eu frumos, pe poziții, doamna Luca, vă pup. Vă pup cu respect. Să mă ajute cineva, să nu ne facem. 48 de secunde, scrieți-vă rog careva. Nu, ai tunsul la Mureș. Ce tuns? Mi-ndoaie, frate. Ai plătit tunsul la Mureș. Ce tuns? Pisi! Pisi, 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 și la oricine, și la oricine. Mi-ndoaie, eu credeam. Ce mai dat? Dina. Odată, frate. Băi, ai mei, vă rog frumos, mergeți câțiva la Nona și ziceți că vreau să joc cu ea. Vreau și eu să mă joc odată cu Laur de la egal la egal. Să merg la Nona, vă rog eu mult. 19 secunde, n-are mă putere, mă. Chiar nu. Are mă putere, mă. Bă, și dacă ne rezervăm mai mai pentru mamă, trebuie odată să ne vorbim. Dar și dacă ne vorbim și te vorbești și tu și mă vorbești și eu, tot asta e rezultat. Ce mă, chitichet? Cum vrea ea iubire? Hai mă un pic, mă. Uiteți-vă rog eu frumos la Nona. Mă, a mers cineva la Nona să-i zică să jucăm două meciuri. Te pup, Daniel, te pup, mersi tot ajutorul din seara asta. Grijă de tine și ne auzim la telefon. Ai meci oficial cu unul, da? Pe 5 aprilie, ora 21:30. Mă, cum să nu iubești pe... Au mai apărut secvențe la ori. Ce? Secvențe. Cu ce? Cu ce se întâmplă acum pe acolo. La Casa Iubirii? Da, uite mă ce frumușică, mă, dar cum să nu iubești, mă, că numai un pic de pisică, mă. Tu, prințesa, tati. Dar de fiecare dată când intru cu tine, nu mai pe ea. Uite, mă, dar... Celălalt nu simte lipsa. Ăla, pe care ne jucăm mai toată ziua, cu ea mai puțin, că ăla e mai distractiv, știi? Stai mică, mă, stai mică, asta e ca o prințesă, să vezi, mă, cum se pune ea. E divă, da? Da. Da, Albi pune numele, eu zic că e mai bine așa. Sau nici măcar așa, poate doar Andrei. Mersi, Amra, mersi. Laur, îmi pare rău. Nu, dar nimic, frate. Ne pregătim altă dată. Bine, te-am pupat, seara bună. La fel, ceau. Pa, pa. Ce faci tu, prințesica lui tati? Să vedeți ce cum face. Să vedeți ce cum face, stați așa. Nu te bași tu, stai așa. Cum nu mai vreau să fac. Ce ai la ochișori? Tu ai mizire la ochișori? Ce de față cu lumea pe live? Vadă lumea ce prădător ești. Vă aduceți aminte când râdeați de sandalele lui Cătinca? Când?
Laur, te-ai împăcat cu Lorena? Da, da, uite cum stă Lorena cu picioarele pe masă și pe mine mă ceartă. Jos picioarele. Jos! Jos! Jos, 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 da, o casă și ai învățat cu picioarele pe masă? Eu nu le-am pe masă. Dă-ți jos picioarele pe masă. Nu le-am pe masă. Dă-ți jos picioarele pe masă. Nu le-am pe masă. Alea cu șnur alb. Da, da. Ce? De ce? De ce? Te-au smur. Auzi, chiar a intrat mai ta pe live. Ce? Când? Să dăm un meci noi, seara asta. Mă, chiar a intrat, face, chiar face maică-sa live. Face doamna Ionica live, pe bune. Sincer, acum nu mă lăsa mișto. Că tot îmi scrie lumea aici. Da, uite, da, da, este, da. Du-te, mă, hai să vedem. Da, mă, da, du-te, mă, da. Aia da, foarte bine. Ați vrea un bebe pe viitor? Da. Ce râs tu? Nu vrei bebe pe viitor? Da. Trei îți fac așa. Și unul de la Lilo și Stitch. Doi ai noi și unul de la Lilo și Stitch. O doare ochișor. La ochișor. A băgat păticul unde nu trebuie. Unde? Și o ustră. Da, unde? Gemeni. Nu, gemeni, tu ai gemeni în familie. Nu mă zut de gemeni. Cred că am fi super părinți. Chiar cred că am fi, pe cuvântul meu. Pe câte grijă are de Stitch, cum îl ține în braț și auzi să nu-l închidă pe Stitch în cameră, să nu creadă Stitch că-i pedepsit. Să nu fie Stitch supărat, pisica. Cred că s-ar descurca de minune. Da, Mihaela, nu e problemă. Ce ai preferat să fie primul? Băi, fetiță, să mă rog dacă nu. Fetiță aș vrea. Greu, dar frumos. Doi dintr-o lovitură. Eu cred că de copii te bucuri. I-am zis, chiar asta am vorbit cu Lorena. De copii cred că te bucuri așa după ce fac 4-5 ani. Că până atunci cred că numai teroare îți dau. Numai plânsete și să-mi orică el și... Păi, dar tu și așa nu dormi noaptea, tu te ocupi de inul. Am eu și știu. Cum ai zis? Să-ți trăiască. Și așa nu poți să dormi noaptea, tu te ocupi noaptea. Și tu te ocupi ziua? Da. Nu cred că nu o să mai dormi nici noaptea. Da. Cu șefa. Nu e adevărat, când sunt mici, este cel mai frumos sentiment. Și adorabil, da? Unde, măi, că am fost acum să mă tatuez și are băiatul ăla o fetiță? Mă, dar șmecher, o atitudine și așa și dă răspunsuri înapoi și eu obraznic așa în răspunsuri. Mă, de n-am stat, de n-am pus la minte la fetița aia, de n-am stat vreo oră, am desenat împreună. Hai la tati să vedem care, dacă recunoaște care e a tău, să ne dea notă pe ce-am desenat. Am stat, a povestit o grămadă. A, e foarte dulcică. Eu așa i-am zis că seamănă cu o veveriță. Bă, dar avea o atitudine. Zic, tu nu mai mi-arăt dacă nu mă interesează. Nici nu-ți mai arăt. Da, mă, așa mă lua. Ce nume îi pui la fetiță? Helga. Mă așteptai? Nu te mai așteptam. De ce? Nu cred că mai am putere. Dar nici eu nu am foarte mare. Da, să dăm două meciuri. Hai. Două din trei. Tu dorești unul la copii? Normal că da. De ce mă întrebi? Acum vorbeam aici cu oamenii despre dacă vreau copii. Și așa s-a întâmplat. Fetițele se atașează cel mai mult de tătici. Da, dar nu mai mereu așa. În majoritatea părților e așa. Cei drept e drept. Fetele de tătici, mămicile de băieții de mămici. Eu așa am auzit mereu că fetițele de tătici
Adică n-am auzit niciodată o fată să fie atașată de maică sau așa tare. Dar băieți, am mai auzit și băieți de tătici. Vreau să zic că unde sunt mai multe fete în familie, una se găsește care e foarte atașată de mamă și de tată, nu prea. Da? Da. Dar tu mai ai o soră, nu? Două. Și vreau tu ești mai mică? Nu, mijlocie. Și cea mai mică a fost cea mai alintată? Nu, la noi a fost mai dificilă situația. Când era mică, am fost abandonate, așa că... Îmi pare rău atunci. Sorry. Să vede frumos tatuajele tu. Dar stai să se vindece și mai trebuie să-mi fac încă. Câte ore ai stat? Au lucrat mai mulți? Nu, am lucrat mai mulți, dar la ăsta, toate astea, am stat destul de mult la floricele astea. Asta-i dar acum mi-au făcut pe gât că aveam astea două, numai că erau așa dintr-o bucată și nu prea se diferențiau. Și acum am băgat umbre aici, dar trebuie să se vindece și acum măcar le-o scos mai în relief pe astea. Vreau tap-tapuri de la voi, ce faceți? Hai, apăsăm pe crane. Băi, am făcut și tap-tapuri în seara asta, puncte n-am prea făcut. Da, spatele? Trebuie să-mi fac ceafa, acum după, trebuia să am o ședință ultima de piept, să-mi termine tot, să bage umbre, să bage alb, să-i continue părul la fata asta, să-l termine tot și după aceea îmi fac ceafa. Așa. Vrei să te tatuiești pe cap? Da. Așa de aici. Mamă, când aud oamenii ăștia ce mă urmăresc, cred că ăsta e cu dracu, cu ăla rău. Nu, majoritatea acum sunt tatuați și frumos. Da, așa se schimbă vremurile, că eu acum când m-am tatuat, mi-am adus aminte că acum când eram eu în clasa a 10-a sau a 9-a, nu mai știu, l-am văzut pe un băiat că avea un tatuaj aici pe gât și am zis, mamă, uite-mă la ăsta, zic, Doamne, ferește, ce tatuaj are, normal la cap. Bună seara. Șapte trandafiri, se vă rog. Atât am vrut să aud Cristina. Eu zic, stai că am o Cristina și încă Cristina, dar tătici au stăbuciune pentru fete. Lena, mulțumesc. Mulțumesc, Roxana, Corina, mulțumesc frumos. Salutări din Ucraina, Corina, te pup. Lena, mulțumesc frumos. Vedeți că eu ori trei, vă rog, eu, bă, nu chiar numai pisi. Nu mai e nimeni cu pisa mea. Uite, Mihaela, Maria, Valentina. Cineva mă cu pisa mea, mă, vă rog eu. Eu nu-s de părerea asta, Andreea. Avem X3. Mă. Ei, Lorena, bună seara. Alo. Bună. Ce faci? Tu nu mai intri pe live? O să intru, dar am fost cam ocupată zilele astea și nu am intrat. Ce ai făcut zilele astea? Am făcut. Că am fost plecată, m-am întors. Am fost plecat și amândoi. O să intru. Asta am zis și eu. Tu cu ea trebuia să faci un oficial. Trebuia. Nu zic, ar fi trebuit în loc la Radu. Fi trebuit, de acord. Dar eu nu fac oficiale, în general. Și ăsta pentru mine nu va fi un oficial. Eu nu rup ghetele pentru a câștiga sau ceva de genul. Uh-huh. Doar vreau să fac ceva frumos. Am zis că chiar dacă pierd, eu nu lupt să fiu învingătoare la acest meci. Am mai zis-o. Uh-huh. Doar mi-a venit așa pe moment. Fă ceva. Ce te vrei? Alexandra, mulțumesc frumos! Așa... Privet! Mucurel, mulțumesc frumos! Alexandra, mulțumesc! De ce, doamna Elisaveta? De ce? Doamna aici... A avut și ea treaba, a fost cu treabă. Ce te vrei? Cum adică faci urât? Și nu se trebuie, nu respiră bine. Ce mă, n-am înțeles nimic, mă. Vreau tap-tapuri de la voi, mă. Ia uitați-vă ce scor frumos avem noi. Ce Ana, faceți, doamna Ergi? Cum sunteți cu... Ia uitați-vă și... Operația, cu astea? Sunteți bine, de curs tot ok? Alexandra, mulțumesc frumos! Are 4 win-uri. Am 4 win-uri? Da. Dar nu știu cum le-am făcut. Nu știu cum le-am făcut, nu m-am putut la noți. Dar ai jucat cu Antoni? Da, cu el le-am făcut, da, gata. Păi...
El când vede că are un pic de, de putere, mă duc să joc la ur, că nu are putere. Da? Dar ce, te-am bătut? Nu, noi ne-am bătut reciproc. V-ați dat pe spinare unul în altul, nu? Da. Uite cum bea pizza, mă, din futenică. Cred că lor acum mult mai bine afară. Cui? Adică pentru relație, pentru voi doi. Îți dai seama. Fără dar și poate, dar nu se compară. Mă uitam și acum la, nu știu dacă urmărești tu, Julie și cu Robert. Păi acolo la atâtea păreri trebuie să stai de... Și dacă îți merge bine, ți-e greu să auzi atâtea păreri din stânga, din dreapta, să te bage fiecare în subiectul lui. Faci un lucru bine, trebuie să intervină altul, că văd, parcă nu e așa, nu prea ți-a plăcut. Parcă am mai zis-o și asta e părerea mea, nu vreau ca să vă îți influențez situația sau ceva de genul, dar mi se pare că nu e corectă denumirea emisiunii, știi? Sincer. Pentru că orice cuplu care numai se înfiripează, în loc să fie susținut, să meargă înainte, să fie totul bine și așa mai departe, nu, dă-i cu nimeluita numai în cei care fac cuplu, măi. Păi de aia, pentru că dacă ceilalți n-au cuplu, sunt numai păreri. Dacă fiecare ar avea cuplu, n-ar mai fi atâtea păreri. Că fiecare... Uite, eu, de exemplu, când am început să fiu un cuplu cu ea, eu nu m-am mai prea băgat în restul. Știi? Zic, bă, eu sunt bine, pe mine sunt fericit, sunt calm, sunt alea. Când după ce a plecat ea, am zis, mamă, bine, când s-o duce, să vezi că... În rest, ai început să vezi multe lucruri și negativitatea celorlalți când ai început să fii într-un cuplu. Da, dar dacă de acolo reușești să pleci cu femeia ta de acolo, te pregătește, te întărește treaba aia, să mă rog. Păi s-a ajuns toată ziua din stânga, din dreapta, nu-i bine, frate, nu, s-a strâmbat, nu, s-a uitat după ăla și invers, așa. Dacă treci de toate astea și nu le bagi în seamă, după aceea știi cum? Ce poate să mai vină să mă mai intereseze? Aici îți dau dreptate maximă, tu. Există o meserie paraleologică. Vreau să zic părerea mea despre gestul tău care cum ai aruncat la valiera și așa. Și a ieșit foarte repede asta... Acest gest și ceea ce ai vrut s-a îndeplinit, ai dat dovadă de bărbăție și sper să fie totul bine la voi. Pentru că chiar văd că va fi ceva frumos. Bă, dar ce înseamnă asta? Noi nu mai tapăm în seara asta, sau ce aveți? Merge. Eu sunt bărbat cu muncă și chiar dacă munceam, eu îmi făceam timp să mă la emisiune doar pentru voi. Te pup, frățiorul meu, te pup. Sănătate, mulțumim că te-ai uitat și ne-ai urmărit. De cine ceartă? De cine îți place din casa iubirii Nona? De nimeni. Nu? Bine, nu la modul ăla, așa, pe ce să zici că îți place. Nu, oricum... Cuplurile astea care încearcă să fie cupluri, nu vorbesc de Virginia și de Robi sau cum îl cheam pe ăla, de Ștefania și Cosmin îmi place, cum ei se gigilesc, e ceva frumos, au ceva aparte ei și Robert și cu asta, cu Julie, tot îmi plac. Ceea ce văd, știi cum, păi oricum ei au încercări, știi, au... Robi cu Virginia nu-ți place? Mm-mm. Nu? Mm-mm. De ce? Pare falsitate acolo. Mm-hmm. Poate de la cineva mai mult și de la cineva nimic, știi? Poate, nu știu. Eu știu mai bine oricum. Pe Patrick îl vezi cu vreo fată din casă? Sincer, nu. Sincer. Nu-i niciuna genul lui. Dacă ar intra o fată pe genul lui, eu sunt sigură că el ar putea face un cuplu acolo. Pe genul lui. Dar de mai multe ori el o zis. Parcă strigă în gura mare că își dorește o blondă și ar dori o blondă și așa, genul lui de femei... O blondă. Nu. Atrag brunetele, măi. Eu l-am văzut în viața reală, știu la ce se uită și cum este el. Și mai ales că și tu ai prietene cu dânsul, știi foarte bine ce îi place cu adevărat. De tine mi-a zis că i-a plăcut cel mai mult. Iar tu mă cu mine, el a fost într-un cuplu cu mine.
Bine, Nuna, bine. Hai că ți-a dat două bătăi. Frumos. Poftim? Ți-a dat două bătăi, gata, pe azi. Păi gata, gata, ieșim. Hai, seara frumoasă. Ceau, pa, pa. Pa, pa. Ești prieten cu Ionuța lui Bianca? Prieten? Cunoștințe? Ce râzi tu? Ce? Păi ce? Ce suntem? Nu ne căutăm, nu vorbim, dar n-am ce problemă că-l... Am fost colegi. Patrick este al doilea, nu stoi ca... Băi, nu mai vorbiți prostii, fiecare e el și atât. Nu mai tot faceți comparații. Fiecare are valoarea lui, comportamentul lui. Patrick al doilea, nu stoi ca... Eu nu stoi că a fost el, a avut evoluția lui, a avut cea lui a lui, Patrick le are pe ale lui, eu pe ale mele și mai departe, nu mai tot faceți comparații. Matam buzele tale, cu care mă seduc. Ce zici, fratelu? Ce să zic, mă, frate? Ce faci? Chinate, pup. Ai, a, gata, ai scăpat de programul la nebun Flori? Irina, mulțumesc. Ăla chipul lui René de pe mână, nu e, nu e. Știu, Valentina, parcă te-ai dat la Ionuț. A, bine, îi ziceau de Ionuț Stoica, sau ce? În casă nu transmite nimeni emoție. Va urma. La urmă, auzi? Da, tati, da. Frățioare, dacă vrei, te pun pe muncă, să nu pune mă și tu ca să nu te deranjezi acolo, că când. Ce faci? Hazu, hazu, s-a terminat cu hazu, 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 cum îmi place mie, băieții cu energie, al lui Laur, pălărie. Invers, băieții cu pălărie, al lui Laur, energie. Te pup, Laur, te apreciez mult, mersi, Nicoleta. Cine, Lore? Lore făcea... Mi-a nu s-a robit de la mine. Da, făcea piruete. Mai face o piruete, Steva, de șelmea? Nu faci? Hai una singură. Hai, lasă-mă. O piruete numai, așa cum făceai în oglindă acum mai devreme. Dar nu, că nu am putut să fac și n-am loc. Că hai una numai să... Sigur n-o să iasă bine. Hai, cum făceai acum în oglindă. Hai, nu, hai, nu, du-te. Du-te, mă, și fă. Nu mă duc, mă. Du-te, mă, și fă. Nu mă duc, mă. Depinde, Cristina, de mai multe. Hai să vedem, hai să vedem. Hai, 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 hai. 50 de secunde, 50 de secunde la ori 2. Da, doamne, merge, da. Da, vă dau dreptate, să știți. Vă dau dreptate. Treizeci de secunde, Mia! Numai contra mea dai, numai contra mea dai și mi-mi dai, îmi dai un confeti din ăla, pe cuvântul meu. Danciu Maria, să rup mâna, mersi Maria, mersi mult. Numai contra mea ești toată ziua, Mia. Să se trezească tot blocul! Aoleu! Vă iubesc! Nu fi supărat! Nu fi supărat, frate, nu mai cum am văzut! Nu, nu fi supărat, frate, nu mai cum am văzut punctajul! Acum! Te aud, te aud! Da, să nu fi, că în seara asta, fără supărare, îi supărăm pe toți! Du-te, mă, lasă-mă, să nu mă pun pe tine, să nu dau două, trei telefoane, că patru mașini de cusut vin aici în față la bloc. Păi, e bun. Da.
Hazu, hazu, cum îmi place mie, băieții cu energie, băieții cu pălărie. Da, mie asta niște nu-ți face griji. Deci au fost așa, tachinările noastre, că nu a fost niciodată problemă, indiferent, tu știi. Hmm? Nu, Mia, nu, stai liniștită. Tu cum dai tu cu piciorul în mine, tu? Ce să zic? Ce? Gâbârâ, mersi. Cum? Serios? M-a luat în balon? A intrat la mine pe la să vadă. Face mie mult rău de tot. Oriunde m-am dus, n-am găsit răspuns. Am vrut să te uit, dar ești de neînlocuit. Ce fel am ajuns să te sun cu ascuns? O secundă să te aud, mă mulțumesc, fată. Simt că mor de dor, plouă fără nori. Văd întunecat chiar dacă afară-i lumina. De nu vii tu, o flângeri și cerul. Vino să te văd că nu mai simt sufletul. Ia-l-o în cor, scoate-mi inima din piept, o să mă faci robot. Din mintea mea puște ce pot, dar ce nu pot. Să dau din inimi că te-am iubit. Faci robot. Din mintea mea poți șterge tot, dar ce nu pot. Să dau reset la amintiri, nu pot. Leonora, te pup! Ai zis asta? A tine? Da. Altul happy, da. Râs ca un bebe. Ori doi, băi, vă rog eu frumos. Vă rog eu frumos, jur că o te... Că o r- jur că o gâdil până să termină ori doi, mă ajutați-mă. Nu. Nu. Ce? Foarte protector, omul m-a deslușit. Hai. O gâdil ca în casă, fiți atenți. Nu mai, nu-mi rădă de urât. Hai mă un pic pentru treaba asta la ori doi ăsta, vă rog eu. Tu pariezi pe mine? Îmi pariezi pe tine. Ia-l-o în cor, scoate-mi inima din piept, o să mă faci robot. Din mintea mea poți șterge tot, dar ce nu pot. Să dau dilii flori, tu mă bine. Lanțu! Stânge tot, scoate inima din piept, o să-mi Eleonora pup. Eleonora Flori, Duma, băi, vă pup la inimioară. Ioana Selimusi, la amintiri nu pot. Nu, Deni, PC, ai mânușă, o mânușă, să jucăm o mânușă, vă rog eu. O mânușă, o mânușă, o mânușă. Nu îmi dai o țigară, iubire. Ce? Ce mi-l lasă? Cu caca. Mia, Maria, mersi frumos, Pisi. Băi, pune-mi o mânușă, vă rog, n-avem o mânușă. Pisi, Pisi, emisiune TV, Sărmâna. Te pup, stimă și respect, emisiune TV. Pisi. Nu mai are puncte. Nu mai are puncte, Pisi. Hai că ne ajută Mia și cu... Bă, vi le-am pus în cârcă acum, Mia și cu Maria.
Pune acolo mânușa să vedem, poate apare ceva. Pune acolo, stai că mai dau și o distribuire. A pus o mânușă pisi, stați așa. Uai, ce urât miroase. Mamă, ce dai la pisicea asta să mănânce copii mici? Mia, uite-mă că eu prins bă la Mia. Bine, mă, Mia, mersi, Mia, te pun, mersi. Nu mai are, mă, nu mai are, uite că i-a dat așa. O, Maria, bă, nu i-a pușcat pe mânușă, mă, nu i-a pușcat pe mânușă. Încă cineva cu mie de puncte. 7 secunde, Maria, mersi din inimă. Bă, 4 secunde, a, s-a dus departe, mă. Mă, cum nu l-am pe volum? Leonora! Doamna Liliana, să rămână din suflet. Vă pup, vă iubesc, mulțumesc. Of, Eli, te pup. Nu mai dă nimeni, fraților, că mai jucăm un meci. Last game. Încă unul? Unul, frate, că al treilea e cu noroc. Aoleu! Fetelor, vă iubesc! Nu mai au ale tale, frate, și așa. Tu contează la mine. Ce faci tu, micuță? Ce-mi place ca stare urechi, mă. Te cau nepurat tot. Exact, exact, Mihaela. Exact, Mihaela, bravo. Ia, toată lumea în chat, vă rog eu frumos, își ia bătaie. Toată lumea în chat, își ia bătaie. De ce faci faze de asta, frate? Te-a pus tu să vorbești și alea, uite-te de așa. Ce faci? Te-a pus, frate, să vorbești și alea, toată lumea să-mi dea cu hate mie. Uite tu, iubire, eu? Chiar e cu glumesc, frate. Iar e cu jocul tău. Ce trecere pe el? Dar oare de la ce? Chiar și curge. Zic Bianca. Trebuie să duci la veterinar. Hai, ultimul. Ia să vedem. Duma a primit mănușă, doar Duma a primit. Florie, Leonora, vă mulțumesc din suflet. Eli, Maria, tuturor, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, fetelor. Gagicuțele mele, frumos. Last match. Last game. Last match. Ca să vorbim în English. International. International. E rom-english asta. Română-engleză. Last match. Last match. Bă, frate, ai noroc că am oficial acum săptămâna viitoare, că altfel dacă eram cu tunurile așa la negru, liber, să moră, da? Dacă vreau să povestesc cu tine. Am mai auzit tu de tine. Te pup, Reli. Te pup, Rege, te pup. Am văzut că am zis te pup, Rege. Last game. Știi melodia aia, frățelul meu, aia? Care? Fără tine sunt ok. Ce drăci are. Da, da, ce crezi, ia fiind. Da, o eu cânt și eu dacă o bagi, știu de mai demult. Nu-i pe tine tu iubire, știu eu de mult melodia. Da, e o melodie veche, o știe doar atât. 2015. Ia să vedem. Ia. Fac strategia de meci. Du-te, adu-mi o țigară, te-am rugat frumos. Din suflet. Hai, mai repede. Uite, nu mai că-ți dau pupicei. Mi-aduci? Nu. Îmi cer scuze pentru cum am zis. Ce? Să te duci mai repede. Pentru că tu deja aveai o viteză relativ uriașă. Pentru vârsta mea, nu? Da, mi-aduci? Nu. Hai. Nu. Mă duc eu să-mi iau. Nu. Știai că o să fac asta. Hai, nu. Hai, nu. Hai, nu. Te duci? Hai, nu. Pa. Go. Hai, nu, iubire, că suntem meciul până mi-aduci.
Cum zic? Eleonora, Eli, bă, Brune, nu te mă, mă, nu te mă, mă, nu te mă, bine, mă, Mia, te pun Mia. Ce drace are. Mersi, Mia, bă, ești mic, bă, să mă rog, dacă te mint, dacă nu ești mic, uite. A câștigat un meci, bă, era 1400 unde de puni, ești, bă, frate, mic, că nu te mă, să mă rog. Păi unde, nici eu nu te-am văzut două meciuri. Unde ești, frate, mă? Bă, nu te-am văzut două meciuri. Nu ești, bă, nu știe nimeni de tine. Mia, te pun Mia, mersi din suflet. Bă, bune, Daniela. 2-1. Păi și vrei să fie 3-1? Până la 3 jucă, frate, să mă. Nu-i corect. Păi aia zic și eu, nu-i corect. Nu ne mai zic cu tine. Bă, fraților, ați avut și voi curaj acolo, ați avut. Respect Miancea, vă rog eu frumos. Respect Miancea, respect Miancea, respect Miancea. Toată lumea, toată lumea tap-tapuri. Eleonora, Flori, vă mulțumesc frumos, fetelor. Bianca, îl ia toate gazicuțele de aici. Exact, exact, Eleonora, l-am bătut deja. Ce, mă? Că te-am bătut deja. Cu ce m-ai bătut? A, gen, voi tot din aia trăiți, din trecut. Acum nu mai puteți să mă bateți. E ultimul meci ăsta. Ultimul, last game. Bine. Uite, așa, bine, mă, să se simtă și Mia bine la noi. Na, sunt ok. Și ce să pui, frate? Nu, pentru treaba asta zic eu ce pun, exact asta, cu lăsați femeile să facă ce vor. Ia, va. Da 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 da.
Flori, toată lumea de aici. Fetelor, vă mulțumesc că ați stat cu mine. Mia, îți mulțumesc mult, respect Mia. Domnul Daniel, dar nu mai e prezent. Denisa, Pisi, fetelor, stați că mai am aici de pe rubrică. Mai am Marius, frățiorul meu. Maria, mersi mult de tot ajutorul. Și doamna Liliana Enache cu Mădălina. Și Mihaela și Mariana. Vă pup, gata, provocare, am pierdut. Noroc, la revedere, ceau. Vă pup, ne auzim mâine, o seară frumoasă tuturor. Mersi. Te salutăm, frățioare. Mersi că a stat cu mine.